Salut, eu sunt Oana și dacă arăt ca o fantomă, well, e vina luminii. Pe canalul meu sau bine ați revenit dacă sunteți noi, nu uitați să vă abonați pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți. M-am gândit să încep seria de Crăciun din moment ce deja e decembrie, știți? Și mai e foarte puțin până la Crăciun, deci să-i dăm drumul. În această săptămână voi vorbi despre 10 cadouri pe care le puteți face chiar voi acasă ca să economisiți bani și ca să le arătați prietenilor voștri sau familiei că vă pasă cu adevărat și că investiți timp și atenție în cadoul respectiv. Pentru că uneori, să fim sinceri, cadourile handmade pot fi de 10 ori, dacă nu de 100 de ori, mai bune decât cele cumpărate, pentru că arată persoanei respective că te-ai interesat și că ai depus efort, timp și atenție. 1. Poate fi puțin clasic, dar nu poți greși niciodată cu o carte de cupoane. Cupoane făcute de voi, de exemplu... O zi de cumpărături sau... Voi spune de la orice timp de o zi sau facem un maraton de filme dintr-o anumită serie sau bla 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 bla, exemple. Fii creativ. 2. Un borcan drăguț cu hârtiuțe pe care sunt scrise amintiri sau motive pentru care țineți la persoana respectivă. I mean, ok, e drăguț, e o chestie drăguță pe care o poți face și dacă scrii și amintiri, nu doar motive, e puțin mai mult efort acolo și... You know, o să iasă ceva drăguț. 3. Tricouri cu inside jokes. Well, nu e așa de greu să le faci tu singur acasă, dar există și opțiunea să mergi și să printezi ceva pe ele. You know, iei două tricouri la fel și te gândești la o glumă pe care o înțelegi doar tu și persoana cealaltă și, you know, gata, ai un cadou drăguț personalizat și va avea succes cadoul ăsta, îți promit. 4. Colaj cu poze și amintiri. Fie că e vorba de un colaj mic sau de o ramă uriașă cu poze, nu poți greși niciodată cu un colaj cu amintiri. 5. A friendship book. O carte a prieteniei. Well, se face destul de simplu. Pur și simplu iei niște foi și le capsezi împreună și după scrii chestii, pui poze printate sau... I don't know, pune ce vrei tu în ea, dar ideea e să fie... specială pentru tine și pentru persoana căreia vrei să îi dai cadoul respectiv. 6. Decorațiuni de Crăciun. Poți să cumperi lumânări, globuri, tot felul de chestii sau poți să le faci tu acasă și bum, durează mult să le faci, dar îți promit că vor fi niște cadouri apreciate pentru că ai investit timp. 7. Dacă te consideri destul de talentat, scrie un cântec sau o poezie sau orice. I don't know. 8. Asta e pentru toți iubitorii de dulciuri. Efectiv, un borcan drăguț decorat cu tot felul de bomboane și de ciocolățele și de chestii prin el. Ok, deci... Da. Nu durează mult să-l faci, îi pui o fundă, poate niște bilețele drăguțe, un capac vopsit acolo ceva și pui efectiv bomboane cumpărate așa în el. 9. Un calendar cu dulciuri pentru fiecare zi. Puteți să le cumpărați. Sunt de obicei în supermarketuri în perioada asta sau puteți să le faceți voi. Dar e o idee destul de drăguță pentru un cadou și, sincer, nu cred că se mai așteaptă nimeni să primească un calendar de genul, numai dacă e copil mic, deci surprins persoana. 10. Ceva ce știi că persoana respectivă vrea de mult timp, ok? Nu e întotdeauna ceva foarte scump, poate fi ceva cu o semnificație anume, ceva ce ți-a spus doar ție persoana respectivă și, I don't know, fă și tu ceva drăguț. Măcar de Crăciun, dacă nu în fiecare zi, deși ar trebui să fiți drăguți în fiecare zi cu cei din jurul vostru. Sper că v-au ajutat aceste idei de cadouri, puteți să-mi lăsați mai multe sugestii în secțiunea de comentarii. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să-i dați un like, să-i dați un share pe Facebook ca să mărim această mică comunitate, să vă abonați dacă n-ați făcut-o încă pentru a face parte din familia internauților zâmbăreți și să apăsați pe clopoțelul de lângă butonul de subscribe pentru a fi primii care învăț videoclipurile și până data viitoare puteți să-mi lăsați sugestii de videoclipuri. Eu m-am dus, pa!